Bună seara, stimați telespectatori! Suntem din nou împreună la Neconvențional, o emisiune care astăzi l-are invitat pe Silviu Prângașu, președintele AJF Prahova. Bună seara, Silviu, și bine ai venit pe teatru. Bună seara, domnul Anghelescu, mulțumesc pentru invitație. Președintele AJF Prahova vine în platou de la Ploiești TV după aproape o jumătate de an, perioada pe care a folosit-o pentru a creiona viitorul imediat al fotbalului prahovean de amator. În primul rând, un mesaj de felicitare pentru cei 61 de ani împliniți nu cu multă vreme în urmă. Mulțumesc din suflet. Și trebuie neapărat să remarc faptul că la 61 de ani împliniți există o rețetă în care, cum observați și dumneavoastră, stimați spectatori, invitatul meu apare tot timpul tânăr, așa, verde. E o rețetă pe care trebuie să ne împărtășești, să o știm și noi despre ce e vorba? Cred că da. Cred că da. Yeah. Normalitate, viață de familie, pot să spun și faptul că ești permanent într-un circuit social, care normal te ține verde, totul să fie echilibrat și cred că cu toții putem trece peste ani cu sănătate și pot să spun să fim viguroși până... Cu forță. Da, da. Te ajută și nepotul? Mult. Că știu că la un moment dat nepoții faci... Tudor și cu Lucas. Și Tudor și Lucas, da. Îți faci timp, ajungi parcuri. Da, ajungi... acum sufăr și chiar ieri a fost ziua fiului meu și îmi pare rău că n-am putut să fiu alături de el în Anglia. Și-a serbat ziua și prin mesajul care mi l-a trimis și nepotul, pur și simplu m-au mișcat, pentru că, vedeți, situația creată de pandemie a depărtat foarte mult sufletele, care la propriu sunt, să spunem că suntem apropiați, dar fizic suntem depărtați. Destul de depărtați. Da, da. Te-ai vaccinat? Nu. Te vaccinezi? Păi o să mă vaccinez, cred că da. Pentru că stau să mă gândesc... Sunt niște beneficii. Sunt niște beneficii și sunt niște chestii de luat în seamă. Fiecare are opțiunea lui de a face acest lucru, firește. Da. Dar te-am întrebat, pentru că tu fiind și un formator de opinie, fiind și într-o poziție în care conduci oameni, aș zice că reușești la un moment dat să transmiți acest lucru. Da, am transmis acest lucru. Majoritatea, adică să spun... Nu știu dacă este unul dintre colaboratorii mei care nu s-a vaccinat. Având o vârstă mai înaintată, au beneficiat de anumite facilități create de Ministerul Sănătății și s-au vaccinat. Consider că și pentru bunul mers al activității noastre. Că este un... E o siguranță, nu? Da. Aveți fiecare pe fiecare vă mențineți acolo. Și uite că dacă eram vaccinat sau dacă... eram într-un alt nivel al gradului de vaccinare, poate că și competițiile la nivelul nostru puteau fi luate sau situația putea fi luată mai din timp. Mai maleabil, mai relaxat. Pragmatic pentru a putea fi reluată. Apropo, care sunt șansele ca meciurile din campionatul județean să înceapă, să poată disputa? Pot să vă spun că luna trecută am fost vizitați de președintele Federației, secretarul general, președintele Comisiei Tehnice, președintele Comisiei de Observatori, domnul Felix Grigore, unde am dezbătut adresa și inițiativa, de fapt, făcută de asociații împreună cu Federația Română de Fotbal, cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului către Ministerul Sănătății, în ideea de a se trece la o formă mai, pot să spun, mai blândă, mai relaxată din punct de vedere financiar, da? De testare, adică de să se treacă de la testele PCR la testele antigen, testele rapide. Se așteaptă încă răspuns de la Ministerul Sănătății sub acest aspect. Suntem în criză de timp, pentru că se impune ca până în luna iunie 15, maxim 20, să se transmită către federație echipele
participante la barajul de promovare în Liga 3-a, câștigătoarele etapei județene la Cupa României, ori în acest moment noi încă nu am reluat activitatea. Așteptăm răspunsul forurilor competente. Practic cumva, să admitem că vine răspunsul peste două săptămâni, nu știu, zic, 10 zile. Cum ați gândit? Trebuie, e foarte rapid, facem... Cum? Avem exemplul Liga A. Sunt 18, foarte scurt, sunt 18 echipe, împărțim în două grupe. A, s-a făcut prognoză. Da, să joacă un singur joc, după care primele patru din fiecare grupă să joace play-off-ul, celelalte play-out-ul. Nu e o problemă. Timpul nu este comprimat pentru Superliga. Nu. Aici putem să dezvoltăm iar un sistem care să ne acopere numărul de jocuri și să mergem să mărim până în... Și la play-off să joace fiecare cu fiecare? Fiecare. După... Găsim, facem, să spunem, o împerechere care să asigure numărul de jocuri. Echipa care va fi, să admitem, ajunge o echipă la primul loc, nu știu. Cunoști o echipă de la nivelul eșalonului Ligii A Prahova care să vrea să și promoveze la Liga 3? Vreau să menționez că până acum, deci noi am început demersurile de aplicare a vizelor, pentru că în ideea în care am primit răspuns să putem să reluăm activitatea, să fim pregătiți sub acest aspect, vize, transferuri, deci perioada de transferări este încă operațională, am aplicat vizele pentru 48 de echipe, 41 de seniori, 7 de juniori. Pot să spun că sistemul nostru competițional sau ce vrem noi să facem ca și desfășurare trebuie să acopere obligatoriu perioada de... Să ne încadrăm în acea perioadă de timp pentru a putea organiza un eventual baraj la nivelul nostru, pentru a putea asigura unui minim de echipe disputarea unui număr de jocuri, astfel încât, și aici revin cu răspunsul, să putem permite echipei sau echipelor care au condițiile și își exprimă dorința să participe la baraj, și aici pot să spun așa, din discuțiile care am avut până acum este ce se obrează, este Petrolistul Boldești. Pot să spun, nu știu, în mare am aflat că și Petrolul 95, avem și Văleniu, care este o echipă foarte bine organizată. La Cornu? Cornu, la Cornu mai, mai ușor. Da. Este o echipă cu stabilitate. Dar aici, Boldești, Breaza, e Petrolul 95, e Văleni, Măneciu. Sunt echipe care pot... Dar vor să promoveze? Adică ajung la un dat, una ajunge pe primul loc. Echipele care le-am enumerat și-au manifestat intenția de a merge mai departe. De a merge mai departe. Adică vor să facă performanță la nivel. Ce înseamnă pecuniar? Dacă acum în momentul de față cheltuie 5 lei pentru fotbal, ce ar însemna pentru Liga A3? Dacă acum... Dacă acum cheltuie 5 lei la A3... Eu zic că de 30 de ori mai mult. Ma. Adică în contextul în care nu este prima dată când într-o emisiune vorbim acest lucru. Discrepanța este foarte mare între, despre asta este între și costurile de la nivel județean față de cele de la nivel național. Un lucru îmbucurător este acela că federația a ținut cont. Tot în emisiune am discutat de dezvoltarea Ligii a treia pe zone de dezvoltare. Da. Ei, uite că s-a ajuns la 10 serii. Undeva deplasările s-au diminuat. E vorba de baremuri acum. Baremuri și taxele de transfer, taxele de faptul, pe urmă, că te obligă să ai un număr de echipe de juniori înscrise în competiție. Deci alte cheltuieli de investit în infrastructură, mă refer la baza sportivă, sunt alte condiții.
Nu e ușor. Nu, e foarte greu. Protocolul medical va fi impus? Și cum va fi aplicat? La reluare. La reluare. Aici e un paradox. Și forurile care ne conduc au luat la cunoștință, mai ales în perioada când a făcut vizită președintele cu echipa sa în teritoriu, și am spus foarte simplu. Campionatul n-a fost întrerupt la noi. Campionatul s-a jucat. Că în fiecare săptămână sunt zeci și zeci de meciuri amicale care se joacă. Și aici poate aud și cei de la București sau știu eu de unde, că președintele știe. Și oare cum e mai normal să se joace ad hoc, dar ne adunăm cârd la Parc Vest sau oriunde în județ și facem două, trei jocuri amicale, deci succesive. Așa. Da? Fără niciun fel de control. Dar ori este voie? Păi nu e voie. Nu e voie. Aici vin și întreb. Noi, ca și asociație, ne asumăm să facem acel triaj medical, acele teste rapide, care normal acel test... Plătite de voi? Aici intervine... Sau e la jumătate, sau cum? Avem și noi variantă de a ajuta echipele, la cel puțin un test de echipă pe fiecare lună, un test și îl poate, să zicem că trebuie să-l suporte. Menționez că am, la momentul de față, am 4 oferte de prețuri care spun eu că nu sunt accesibile. Cel mai jos preț e de 2 lei. 1 lei? 3, da. 2 lei? Da, 2 lei 30 testul rapid, da, antigen. Asta ar însemna 460 de lei, nu? Pentru, da. Pentru lot. Pentru un lot, da. Bun, asta o facem noi odată, echipa să o facă odată. Dacă e să luăm 2,30 lei, o bere bună. O bere, dar du-mă și pe mine să... Nu e, da? Bun. Atunci un jucător, dacă vrea să joace, decât să joace în condiții în care nu există securitatea sanitară, da? Își face un test antigen. Plătit de el, unul plătim noi. Da? Eu sunt bun, facem și triajul. Ei ar vrea. Asigurăm și măști, și distanțare, și tot. Păi hai să-i dăm drumul. De ce? Să pierd generații. Și cine spune să nu dea drumul? Ministerul. De ce? Păi, am înțeles că i-a creat o formă legală, nu? Această propunere cu antigen este făcută inclusiv de Ministerul Tineretului și Sportului și la această idee se așteaptă răspuns. Dar, scuze-mă că te întreb, ce înseamnă așteaptă răspuns? E ca și cum adică, poate vine răspunsul Noua Zeelandă. Da, să se accepte modificarea undeva a protocolului medical astfel încât să se permită... Cine îți trebuie să dea ochii? Arafat? Cine? Cred că da. Da? Păi faceți o discuție direct cu Arafat sau să facă Burleanu. Nu, domnul Arafat a spus că, domnule, să joacă, faceți-vă testele. Așa. Păi, nu cred că un club din județ sau o asociație sportivă din județ își poate permite să dea 7.000 de lei pentru un test PCR. Și asta este săptămânală? Păi asta se face, dacă nu mă înșel, la 30 de zile. La lună? Da, da. Să dea 7.000 de lei la lună? Da. Asta înseamnă 1.500 de euro? Nu știu. Bun, acum românului merge mintea. Vedeți, la nivel național, cluburile de divizia A practică, înainte de a face testul PCR, testul antigen. A ieșit pozitiv la antigen? Nu mai fac PCR. Păi și atunci eu de ce să nu fac cu 48 de ore înainte de meci? Antigenul, da, e pozitiv, îl scot după listă, nu participă, pentru că și aici semnăm niște procese verbale în care e negativ, lasă să joace. Nu? Plus că beneficiază de triaj, de distanțare, de toate măsurile de securitate sanitară de la... Deci este o moralitate a discuției, se poate aplica, din punctul meu de vedere. De asta, discuția asta am avut-o cu președintele Federației. Dar a rămas așa. Așteptăm. Ce așteptați? Când așteptați? Suntem factori de decizie la nivelul nostru. A trecut un an, Silviu. Da. Enorm. A trecut un an și un an în care...
cum ai spus și tu, se întâlnesc cu oamenii și joacă și, da, nebunie. Dar se joacă normal, se joacă normal. Normal. Vă dați seama că ce ar fi semnat să mergem să omologăm rezultatele. Da, noi. Ar fi fost culmea. Nu, eram de... Erați desfințați. Da. Crezi că va mai fi vreodată viața fotbalistică de înainte de pandemie? Părerea ta. Nu cred, dar sper să fie. Greu de crezut. E greu de crezut, așa cum... Mai ales pentru lentoarea asta. Evenimentele și faptul că totuși este un an. Știința a evoluat, suntem la un nivel de merge să facem prospecțiuni pe Marte, și nu suntem în stare să controlăm... Să dăm de cap virusul ăsta. Da. Foarte greu. E foarte greu de crezut. Și mai ales că oamenii nu consonează, n-au o gândire unitară. Uh-huh. Unii contestă, alții nu. Că, bine, așa a fost întotdeauna. Dar n-ar trebui... Mai ales acum când ești bombardat cu atâta informație... Da, care manipulează. Deci negativ, da. Culmea că e mai propagată informația negativă. Fapt care ne dă foarte mult înapoi. Trebuie să ne gândim la noi. Cum ai spus? 60 de ani, ne mai gândim să ne iubim nepoții, să ne iubim copiii, să ne bucurăm de ei. Dar ce le oferim? Nu le ofer nimeni. Instabilitate? Adică, practic, instabilitate? Ofer, da. Da. Nu, și alt argument. Revin la PCR. Fraților, prin sport combatem bolile. S-a dovedit. Voință, perseverență, sănătatea este dată de sport. Nu de sedentarism, nu de calculator, că stai cu ochii în el și tot te tâmpești cu ei că socializezi, e altceva. Da, nici la școală nu te mai duci. Nu vezi, observi, cu totul și cu totul altă rație. Copiii suferă. Normal că suferă. Enorm. În mod normal trebuie să sufere, sigur că da. Vreau să-ți povestesc ceva. Până să se reia grădinița, vorbeam de nepotul meu, de Tudor, păi a plâns în mașină să-l duc să-și vadă grădinița închisă. Că e doar de colegii lui. Păi ce poți să... Te macină, sigur că da. Te pune pe tine, vorba aia, om care... Da. Da. Hai să schimbăm registru, să ajungem la angrenajul AJF-ului în anumite acțiuni judecătorești. Sunt astfel de acțiuni judecătorești și în ce stadiu se află? Da. Sunt situații procesuale cu... Sunt câteva plângeri în instanță al unui club Prahova, Ploiești. Sunt în curs de judecată. Sunt sentințe definitive? Parcă da, sunt două sentințe cu plata cheltuielilor de judecată. Sunt lucruri care le administrează avocatul Cătălin Popescu. Nu vreau să comentez mai mult, să intru în amănunte, pentru că eu cred că ar trebui să dezvoltat, ar trebui și nu vreau să comentez viziunile unor oameni. Dar poate au dreptate. Din punctul lor de vedere, din punctul meu de vedere, eu trebuie să apăr și să... Instituția. Să apăr instituția și să văd unde e dreptatea. Și instanțele să-și facă... Să spună cuvântul. Nu mă preocupă. Asta ar fi ultima prostie în ziua de astăzi, să mă mai și judec, să mă consum, când noi nu jucăm fotbal. Hai să fim serioși. E ultima prostie pe fața pământului. Ți se dă de lucru, văd. Păi asta e, obiectul nostru de activitate, să chemăm copiii să joace fotbal, să vedem ce facem pentru sport, pentru copii, nu să ne ducem în tribunale. Dacă oamenii au preocupări de să le dea Dumnezeu ce își doresc. La cum funcționează ierarhiile în fotbalul românesc? Să zicem că tu ai pariat pe 5 numere, 6 norocoase și ai câștigat o grămadă de bani. Nu vei fi miliardar, dar oricum ești milionar în euro. Și cum ești un apropiat al fenomenului... Îi bag la petrol. Stau să te întreb, dacă tu ai băgat bani la o echipă de Liga A Prahova ca să promoveze în Liga A treia? Cred că da. Aș băga. Dar aș lua o
de jos, cu o construcție sănătoasă. Se poate face o construcție sănătoasă? Da, oamenii care vor cu tot din adinsul și nu se grăbesc și au, pot să spun, intenții serioase, pot face. Și să nu uităm, e vorba de banii tăi. Da. Adică nu mai vorbim de banii comunitate. Da, da, eu acum nu vreau să duc discuția într-o anume, păi, am înțeles ce vrei parte. Să spui, te întreb da. Imediat și partea da. Asta. Așa. Vreau să spun că dacă mi-a plăcut, îmi place, am parcurs toate etapele, ce înseamnă fenomenul fotbalistic, de la jucător, la arbitru, antrenor, am fost observator. O perioadă, observator, președinte la alea, acum, în fine, e în sânge, îl simți. Și e păcat pentru că sunt copii enorm de mulți copii talentați. Dar cine îi descoperă? Păi ce? Asta, tocmai asta, că nu îi descoperă. Dar cine îi descoperă? Păi asta e, trebuie să-i descopere cineva. Adică trebuie făcut... Ia trei ore când te întreb, cine să-i descopere? Noi trebuie să-i descoperăm. Care? Noi. Care? Noi, dacă suntem lăsați, dacă suntem ajutați... Cine trebuie să vă ajute, Silviu? Sistemul. Sistemul, pot să spun... factorii de decizie, comunitățile locale, toți trebuie să înțeleagă, și nu e prima dată că mă repet, să înțeleagă pentru că a avea o societate sănătoasă, indiferent de sport, trebuie să le ofer copiilor posibilitatea să facă sport, să evolueze. Același lucru spunea de exact de pe scaunul tău, acum vreo două luni, și primarul Volosevic, care are o gândire apropiată de ceea ce ai spus tu vis-a-vis de copii. Mă bucur. Aproape. Eu chiar la un moment dat i-am ridicat așa o minge și i-am numit această acțiune fosta daciadă. Da. Nu a fost practic de acord cu asta, dar a dus-o către acea direcție. Că toată lumea, că toți tinerii... Hai să fim corecți, aia a fost bună daciada. La politica care era, la condițiile care erau atunci... Așa puteți da, să... și să nu uităm că din urma Dacia de a ieșit de extraordinar de păi și la noi este o daciadă, dar putem să spunem democratică. Pentru că dezvolt sportul daciadă când mă duc și apelez și la un sponsor, la o firmă privată. Nu? Nu vine. Eu vin cu un proiect. Da? Bugetul meu nu îmi permite. Domnule, pot să apelez la mai multe firme, la mai multe societăți care împărtășesc aceeași idee, dar... Să fiu capabil să o pun pe hârtie și să mă duc să-l explic. Eu am făcut un astfel de proiect, știe domnul primar Volosevici și consilierii dânsului, cu privire la dezvoltarea sportului școlar. Mă refer la nivel de oraș. Asta a fost o discuție cu fostul primar Dobre, unde am făcut o evidență a bazelor sportive la toate școlile din oraș. O am și acum. Am înaintat-o, e la nivel de proiect, se putea dezvolta pe ramură de sport la fiecare școală. Da? Pentru că una avea sală, alta avea teren în aer liber. Cine s-o gestioneze? Cine s-o urmărească? Împreună cu inspectoratul școlar, da? Făcută, chemați profesorii de specialitate de la școlile respective. Așa? Și dezvolta proiectul, pas cu pas. Cu premii, cu știu eu, cu tot felul de concursuri interșcolare, astfel încât să ajungi la un moment dat, nu vreau să mai dau mai departe, că urmează. Să ai de unde să faci, să faci competiție regulată, școlară, pe ramură de sport. Da? La nivel de oraș, la nivel de județ. Antrenorii atunci, respectiv să fie plătiți pentru treaba asta? E un scouting ăsta. Te mai întreb o dată. Antrenorii să fie plătiți pentru cauzele astea? Dar pot fi plătiți, da. Din ce bani? Cum? Din banii de la sponsori? Din premiile care le dau inspectoratele, primăria? Păi dau? Facem proiectul dacă îl aprobăm și vedem și forma de premiere, de remunerare, de cum vrei, se stabilește. Deci vii cu proiectul pe să le expui. Și părțile au bătut palma. Ai zice deal-ul, că... Ar trebui trebuie respectat, da.
Da, ne oprim pentru câteva momente, pentru o scurtă pauză de publicitate și revenim cu partea a doua a emisiunii.